Schimbăm registrul și vă spun așa că Dana Roba trăiește coșmarul vieții ei. Vă avertizez că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Meca partisa vedetelor a fost bătută cu bestialitate de către soț. Ea se află acum internată la spital, în stare gravă, după ce a fost lovită cu un ciocan în cap și a rămas inconștientă. De asemenea, soțul ei a fost reținut pentru 24 de, de ore. Cu detalii despre acest caz cu tremurător vine imediat colegul meu, Robert Costache, dar înainte de asta aș vrea să le prezint pe invitatele cu care o să dezbatem subiectele de astăzi. Gena Rusu, mulțumesc că ești cu noi, bine ai venit! Cu mult drag, mulțumesc și eu de invitație! Mulțumesc că ai acceptat-o! Alia, bine ai venit. Mulțumesc pentru prezență! mulțumesc! Robert, ești în direct și vreau să te întreb care au fost semnele din care ne putem da seama că ceea ce s-a întâmplat a fost ceva oarecum premeditat de către soț. Bun găsit! Mădălina, vorbim despre mai multe lucruri care s-au întâmplat înainte ca Dana Roba să fie bătută cu bestialitate. În primul rând, trebuie să știm faptul că în data de 9 iunie, adică peste doar câteva zile, cei doi urmau să aibă ultimul termen din procesul lor de divorț. Unul dintre semnele care premeditau aceste fapte este că fetițele cupului erau la bunici în acele momente și nici de cum în casa în care s-a întâmplat și s-a produs fapta. De asemenea, Dana Roba și-a scos verigheta în urmă cu câteva săptămâni, chiar în ultima perioadă. I a început să posteze mai des pe rețelele de socializare mesaje care arătau că nu se simte fericită în relația ei de cuplu și mai mult decât atât chiar și soțul ei a postat recent o fotografie însoțită de un mesaj care spune cam, cam așa Binecuvântarea de la Dumnezeu o primește cel care le crește și nu doar cel care se laudă cu ele pe, pe lângă lovitura de ciocan pe care i-a aplicat o acestea la cap bărbatul nervos și a ieșit din minți și i-a distrus și degetele de la mâna dreaptă ceea cu care Dana își machea clientele, printre care și multe persoane publice, iar un alt detaliu cu tremurător este acela că bărbatul a stat lângă ea în casă de la ora 11, atunci de când a început bătaia și până la ora 14, atunci când a sunat la poliție.